Bună și bine v-am regăsit! Bine ați revenit pe acest canal parfumat! Astăzi povestim despre parfumuri de nișă și parfumuri de designer pe care eu le văd foarte potrivite primăvara și nu numai. Spun asta pentru că sunt printre acestea și parfumuri destul de versatile și parfumuri după care eu întind mâna doar primăvara, dar asta nu înseamnă că nu se pot purta în timpul anului. Și înainte de toate vreau să vă mulțumesc tare mult pentru sugestii și pentru sfaturi, îmi sunt de mare ajutor și sunt binevenite și vreau să vă rog în continuare să îmi lăsați în comentarii ideile voastre când aveți, când vreți să vedeți ceva anume pe acest canal, pentru că altfel eu nu știu ce vreți voi să vedeți și cu siguranță postez după ideile mele și după ce cred eu că ați vrea să vedeți. Dar și dacă primesc sugestii și nu au venit până acum clipuri, să știți că le notez mereu. Le am notate și cu siguranță la un moment dat vor veni și clipurile. Și voiam să vă mai spun și despre clipul acesta, că va fi împărțit în două, pentru că erau prea multe parfumuri și nu pot să le selectez. Nu pot să aleg doar 10, nu pot să fac treaba asta, așa că am zis de ce nu să fac două clipuri cu recomandări pentru toată lumea și cam atât. Haideți să începem clipul. O să încep chiar cu un parfum. Am schimbat puțin cadrul pentru că am niște idei și pentru că vor mai fi schimbări cu cadrul, dar sper eu să fie ok și așa. Da, deci primul parfumel este acest Trezor Midnight Rose, care a intrat recent în colecția mea și pe care l-am purtat și pe care îl iubesc pentru că mi se pare că miroase a roz. Este un parfum foarte drăguț și foarte luminos, potrivit pentru primăvară, foarte feminin, dulce, floral, fructat. Miroase a trandafir, a bujor și a zmeură, pe o bază dulce. Da, este foarte frumos, chiar nu înțeleg de ce nu l-am testat până acum, pentru că îmi place, mi se pare potrivit pentru primăvară. Și da, dacă ați văzut pe Fragrantica, arată acolo că se duce în zona lui Angel Nova. Așa este, e adevărat, se duce în zona Angel Nova, doar că acesta este mai potolit. Este mai puțin lemnos, puțin mai, cum să zic, e mai simpluț. Nu are rubarbă, deci avem trandafir, bujor și zmeură pe baza aceasta pudrată. Trandafirul este cumva combinat cu zmeura, deci nu este un floral trandafiricios așa, este mai mult un floral fructat. Dar îmi place, îmi place și îmi place foarte mult sticla, arată super bine. E foarte frumoasă sticla, foarte elegantă, foarte potrivită așa pentru măsuță. Și dacă tot am pomenit de Angel Nova, ei bine, și pe el îl recomand și eu o să-l port cu siguranță în această primăvară. Față de Midnight Rose, acesta este mai impunător, mai puternic, mai lemnos. Este și mai persistent și proiectează mai bine, dar da, aici avem și licii și zmeură și trandafir, dar baza nu mai este una dulcică așa foarte ușurică, baza este cu achigalaud și benzoin. Este un parfum foarte frumos, vi-l super recomand, deci chiar îmi place mult parfumul acesta și mie îmi place foarte mult lemnul acesta în parfumuri, mi se pare că este un pic afumat așa. Da, e frumos. Următorul parfum este Gritty Tutu. Deci parfumul acesta mi se pare un must have în colecție, mai ales pentru primăvară. Și spun asta pentru că v-am zis la un moment dat când l-am cumpărat, de fapt nu am întins foarte mult mâna după el iarna, deși este un parfum pe care poți să-l porți oricând. Mi s-a părut că strălucește cu siguranță primăvara și așa mi se pare acum, mi se pare că este cremos, se simte și cocosul, se simte un pic diferit acum față de cum l-am simțit atunci când l-am cumpărat sau așa îl simt eu, dar este un parfum dulce, nu foarte dulce, este o combinație de zmeură, musc,
și vanilie. Se simte în deschidere izul acela fructat, dar tot la modul pudrat, cremos, așa. Nu este o deschidere fructată juicy, deci nu este un parfum juicy. Este ca un norișor pufos, roz, cu aromă de zmeură. Ca un norișor de mosc cu aromă de zmeură, un pic dulce. Deci este foarte frumos parfumul acesta. Cu siguranță este un parfum romantic, feminin, te duce cu mână la o balerină care dansează la un spectacol din ăsta de balet. E superb parfumul acesta. Superb, superb. Mai departe vorbim despre Irresistible de la Givenchy, un parfum care nu avea cum să lipsească din această selecție, pentru că îmi place foarte, foarte mult. Mi se pare foarte luminos și proaspăt. Este o aromă de trandafir fructat, dar se simte și acel iris foarte fin. Deci este un parfum feminin, romantic, miroase a roz. Majoritatea parfumurilor din această selecție miros a roz din clipul acesta, pentru că cumva le-am și ales intenționat. Avem astăzi parfumuri colorate, parfumuri roz, mov, parfumuri care mă duc cu gândul la roșu, și acesta este un moscat fructat, un trandafir fructat, și se simte și irisul acela, din nou un parfum feminin și elegant. Îmi place mult, mult de tot, dar îmi place și îmi place că simt o prospețime în el, îmi place că este luminos, este și proaspăt, dar este și dulce, este trandafiros, dar nu este trandafirosul acela care nu îmi place mie. Îmi place foarte mult parfumul acesta. Un alt parfum pe care o să-l port în această primăvară cu siguranță este Gran Ballo de la Casa Morati. Este un parfum prințesistic. Este un parfum jucăuș. Este un parfum pudrat, cremos, roz. Miroase a roz și el, și este prințesistic, cum este și Gritty, de exemplu. Aici avem o combinație de fructe, flori, miere, caramel, vanilie. Este dulce, dar nu foarte dulce. Nu mi se pare că este dus în zona aia de gurmand mâncabil. Rămâne la nivelul de parfum și asta îmi place foarte mult la el. Este foarte aromat, este un parfum ușor, este vesel, este jucăuș, este plăcut, și caramelul acela mi se pare că, din nou, nu se duce în zona aia de mâncabil, nu este zaharicios, nu este prea dulce, de aceea nici nu prea l-am purtat iarna, pentru că am avut altele mult mai gurmande, mai duse cu adevărat în zona de parfumuri gurmande, și pe acesta l-am lăsat să-l port când se mai încălzește afară. Asta pentru că nu este niciun parfum care... Nu este un parfum gălăgios. Este destul de cumințel. Nu este un parfum foarte, foarte puternic, dar e prezent. Adică eu nu am de ce să mă plâng din niciun punct de vedere. Este un parfum frumos și dacă vă plac parfumurile pudrate și dulci, este minunat acesta pentru primăvară. Trecem la următorul parfum, fructat, dar de această dată și suculent. Este vorba despre Kayali Eden Sparkle Litchi 39. Aici avem o deschidere fructată, juicy. Doamne, cât de frumos miroase parfumul acesta. Trebuie să vă spun că până acum a fost destul de frig și nu mi-am dat seama dacă dispare destul de repede sau rămâne acolo când este mai cald. Încă nu pot să zic că l-am purtat așa cum se cuvine, încât să vă spun că persistă atât sau că proiectează într-un fel. Ei bine, aroma asta pe mine mă înnebunește. Mi se pare un fructat suculent atât de plăcut, atât de vesel, atât de jucăuș, atât de... Nu știu, îmi dă o stare super, super bună parfumul acesta. Mi se pare mai potrivit pentru primăvară, dar primăvară-vară. Deci l-aș pune și într-o selecție pentru vară și cumva mi se pare că este un perfect de tranziție.
cred că e mai potrivit atunci când se încălzește cu adevărat, când vine primăvara cu adevărat, dar mie îmi place la nebunie cum miroase, cel puțin și acum când se așează, dar deschiderea mă înnebunește, este un parfum absolut superb. Testați-l, luați-vă varianta asta mică, nu vă luați mare. De exemplu, despre pe Iam, de exemplu, nu l-am pus în această selecție, deși mirosul ar fi fost destul de potrivit în această selecție, dar nu l-am pus aici pentru că după ce am folosit cât am avut, n-au fost chiar 10 ml pentru că am primit sticluța, dar mi-am dat seama după ce am terminat 10 ml că nu-mi trebuie neapărat o sticlă full size. Și așa o să fac și cu acest Eden Lychee, Eden Sparkle Lychee, așa o să fac și cu acesta, o să-l folosesc pe el și dacă consider că îmi trebuie o sticlă full size după 10 ml o să-mi iau, până atunci în niciun caz. Pentru că atunci când a venit parfumul la mine și l-am testat, am zis neapărat, trebuie neapărat să-mi iau o sticlă. Ei bine, nu-i chiar așa, trebuie purtat, testat și mai apoi vedem și o să vă povestesc. De exemplu, v-am zis că l-am terminat pe Iam Pistachio, deși acela este un miros foarte, foarte plăcut, mi-am dat seama că nu-mi trebuie neapărat în colecție, deși este un parfum care îmi place. Vanilla 28 este un parfum pentru perioada rece. Am consumat, mai am puțin din cei 10 ml, dar m-a convins că îmi trebuie o sticlă full size. Iam Pistachio, nu pot să zic că m-a convins și acum o să vedem și cu Eden. Când o să termin sticluța aceasta, o să vă spun dacă merită o sticlă full size sau nu. Până atunci, mă bucur de ce am aici, este superb, este un parfum luminos, este suculent, este frumos, frumos. Mai gălăgios, foarte potrivit și pentru primăvară. Este vorba despre My Geisha Sakura, parfumul meu preferat de la My Geisha. Mai am și Foreplay și acela mi se pare potrivit pentru primăvară, primăvara de vreme. Ei bine, Sakura are o floare de cireș pe care eu anul trecut nu am simțit-o și pe care acum o simt. Are ca și note flori de cireș și flori albe și da, se simte o deschidere așa pudrată, săpunoasă, dar fină. Fină, pudrată, săpunoasă, petalele alea de flori de cireș, ușor pudrate și apoi apare izul acela fructat. Trandafirul este unul pe care eu nu-l simt neapărat, este amestecat acolo cu fructele și baza este una de paciuli și mosc, dar pot să vă spun că mai simt în el și un iz așa fructat, oriental. Are un iz ușor arabesc și asta îmi și place la el. Îl face să fie un parfum sexy, feminin. Te duce exact cu gândul la culoarea asta pe care o are sticla, așa, o nuanță vibrantă și așa este și parfumul. Este ceva mai gălăgios, este ceva mai girly, te duce cu gândul la o petrecere cu fetele. V-am zis că e mai pe... E pus pe distracție parfumul acesta, îmi place foarte mult, e frumos, e frumos. Următorul parfum este acest Jo Malone Scarlet Poppy, colonie intens. Este un parfum de la Jo Malone care mie îmi place foarte mult. Este genul acela de parfum potrivit și pentru primăvară, dar mai de ocazie așa. Așa, asta mi inspiră mie, nu? Nu țineți cont de chestia asta pentru că la multe parfumuri nici eu nu țin cont, deși unele persoane spun că le-ar purta doar la ocazii speciale. Îl port și pe el, dar mai rar, pentru că pur și simplu nu ies prea mult la evenimente și nu îmi dă starea aia de eleganță. Nu am eu vibe-ul acela elegant, să zic așa, și de asta nu prea întind mâna după el, dar aveți grijă cum îl cumpărați, dacă vă tentează parfumul acesta, pentru că am înțeles că este reformulat, de fapt apare într-o altă sticluță pe Military, de exemplu, sau nu mai știu pe unde l-am văzut, apare într-o altă sticluță și am înțeles că diferă puțin mirosul, dar este și ceva mai diluat,
Păcat, păcat că strică parfumul acesta, pentru că este superb și este un parfum elegant, intens. Este un pudrat. Avem mosc, avem oris, smochină, orz, avem și mac sau vrea să dea ideea aceea de floare de mac. Și da, mă duce cu gândul la o catifea. La o catifea, la un eveniment, la o rochie de seară, la un ruj roșu. Este un parfum foarte frumos și elegant. Îmi place și mirosul, deci da, sper să nu-l strice pentru că e păcat de el. Haideți să vorbim și despre A Drop Dissay. Nu avea cum să lipsească din această selecție. Parfumul acesta este minunat, minunat. Este un liliac intens, un liliac mov, dulce, migdalat, lăptos cumva, dar asta se simte în background pentru că în față este liliacul mov. Liliacul acela puternic și parcă-l văd. Deci de-abia aștept să apară, nici nu știu când înflorește liliacul, aprilie, mai, habar nu am. Dar îmi place că în zona în care locuiesc eu, oamenii iubesc foarte mult florile și e plin de liliac, de magnolii, de lalele, au fost și ghiocei, deci îmi face plăcere să mă plimb numai să admir minunățiile astea și nu mai zic de magnolii, Doamne, sunt superbe, uite că nu am apucat să le admir așa cum am făcut-o anul trecut, dar este timp, poate trece vremea asta urâtă că nu mai suport. Da, este un parfum frumos pe care îl port doar primăvara, pentru că el este primăvara, ce să zic. Tot acum strălucește foarte bine și Aura Senzuel, un parfum feminin și suav, un parfum care reprezintă verdele primăverii, dar este și dulce în același timp, nu este un verde care să nu-mi placă, îmi place foarte mult. De fapt, este unul dintre parfumurile mele preferate, acest Aura Senzuel. Avem aici gardenie, cinnamon leaf, adică frunză de scurțișoară, și îmi place foarte mult că are și un spicy, spicy, poate de la nota asta de scurțișoară, nu știu. Oricum, este un parfum în care gardenia se simte foarte frumos și chiar și notele verzi. Deci este o combinație frumoasă de floare cu note verzi pe o bază de mosc și santal cremos, dar cel mai bine este în evidență ADN-ul acela de aura. Se simte și aici verdele acela despre care vă povestesc eu mereu. E un parfum pe care îl port cu mare plăcere primăvara. Și nu numai. Nu avea cum să lipsească acest magic, acest parfum pudrat, dulce, cu violete. E destul de floral în mare parte parfumul și pudrat, dar este și dulce și este un parfum cu fructe de pădure, cum se numesc. Căpșune sălbatice? Nu mai știu cum se numeau. Nu, am scapă acum, dar mâncam și eu când eram copil, de aceea mă și duce cu gândul la un câmp verde și magic, cumva violetele astea dansează. Dansează și de fapt sunt niște fete într-o pădure care dansează cu coronițe pe cap. E magic, e magic și e foarte frumos și dacă vă plac parfumurile florale, pudrate, dacă vă plac violetele, cu siguranță vă place și acesta, miroase a mov, a violete. Un alt parfum pe care o să-l port cu siguranță în această primăvară, I Don't Need a Prince by My Side to Be a Princess, de la Kilian, un parfum foarte frumos și foarte potrivit chiar și vara. Chiar și vara pentru cele ca mine, da. E proaspăt, are o deschidere de exemplu, are lămâie. Eu nu pot să zic că simt lămâia pentru că destul de repede se duce deschiderea asta de ceai, ghimbir, piersică, măr. Nu pot să zic că pot să pun mâna pe o notă, poate ghimbirul.
ghimbirul este ceva mai prezent, dar oricum mi se pare că nu este nici genul acela de parfum juicy, pentru că vine destul de repede izul acesta de bezele, de zahăr. Și v-am mai zis, dacă vreți să simțiți bezeaua din acest parfum, băgați nasul într-o pungă cu bezele. V-am zis că toate aceste note, fructele, ceaiul, ghimbirul, nu neapărat ies în evidență, dar fac acest parfum să nu fie un bezelos gurmand pentru iarnă. Sau îl ajută să nu se ducă prea mult într-o zonă gurmandă și să nu mai fie parfum. Și asta îmi place foarte mult, îl simt foarte plăcut, este pudrat, este un norișor așa pufos de bezele, de frișcă, dar pe o bază proaspătă. E frumos, e superb, deci mă abțin să vă spun părerea mea, că în general vă spun, îmi place parfumul acesta de nu mai pot, îmi plac toate pentru că sunt în colecția mea și le folosesc, toate îmi plac, dar nu pot să mă abțin pur și simplu. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este Morph, este Rose Jade de la Morph, un parfum despre care ai crede că este întunecat. Un întunecat pentru perioada rece, dacă te-ai uitat la note, are tămâie, trandafir, ud și rășini, dar nu este deloc așa, mi se pare un parfum, da, ușor, tămâios, dar rămâne luminos și mi se pare foarte potrivit în perioadele astea de tranziție, mi se pare bun acum, primăvara de vreme, toamna târziu, în perioada rece. Dar este un trandafir fructat și juicy. Nu știu ce note mai are el, cu siguranță nu sunt doar astea. Dar nu este un parfum greu. Nu mi se pare un parfum greu. Văd că seamănă cu Oud Isfahan. Nu-l cunosc. Și da, avem o bază lemnoasă, dar nu este... Nu vă gândiți la un lemn greu, că nu este deloc așa. E foarte frumos parfumul, chiar o să-l port. Și despre acesta pot să zic că nu este un parfum după care întind mâna destul de des, pentru că nu este chiar genul meu, dar îmi place, îl am de mai mult timp în colecție și a rămas în colecția mea pentru că mi se pare un parfum complex, interesant și diferit de tot ce am în colecție. Dați-i o șansă lui Rose Jade dacă vă plac parfumurile astea mai afumate, dar trandafirul ăsta, nu știu, este luminat în mijloc acolo, pe margine avem lemn, avem izul acesta afumat și în mijloc avem un trandafir luminos și fructat. E foarte frumos, foarte frumos. Da, nu este un parfum, chiar dacă este el așa luminos, trandafirul, nu îl văd un parfum jucăuș, nu îl văd un parfum romantic, nu neapărat, nu știu, e un parfum unisex cu siguranță și este un parfum pe care trebuie să-l testezi înainte. Acesta a fost clipul de astăzi, sper că v-a plăcut și aștept și eu cu mare drag recomandările voastre, spuneți-mi ce să testez pentru această primăvară. Nu știu, parfumuri care credeți că mi s-ar potrivi mie, pentru că și eu vreau să mai testez și altele. Și nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți și cu prietenii voștri clipurile mele și mă găsiți pe Instagram, acolo unde postez aproape zilnic. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!